Direcția de asistență socială de VAM va desfășura un nou proiect pentru persoanele vârstnice. La ședința de săptămâna trecută a fost trecută în administrarea instituției o clădire abandonată și care va deveni al doilea club al seniorilor după cel de lângă Casa de Cultură. Este vorba despre fosta grădiniță din Gojdu, aflată acum în ruină, care și-a încetat activitatea din 2008. De asemenea, cei de la Direcția de asistență socială de VAM și-au îndreptat atenția și asupra activității cu minorii, dar și a vârstnicilor din alte zone. Continuăm distribuirea laptelui praf pentru copiii care nu beneficiază de lapte matern. Ca și noutăți față de lunile precedente, anunțăm redeschiderea clubului seniorilor, unde activează 57 de membri cu vârstă de până la 91 de ani. Și de asemenea, în Parcul Cetate au fost montate la sfârșitul anului primele instalații de joacă adaptate copiilor cu dizabilități. Începutul acestui an a fost unul plin pentru reprezentanții Direcției de Asistență Socială de VAM. În luna ianuarie aceștia și-au axat activitatea pe mai multe direcții, printre acestea fiind identificarea administratorilor de blocuri care nu au acte în regulă sau urgentarea lucrărilor de asigurare a încălzirii în locuințele sociale. Direcția de Asistență Socială în luna ianuarie a desfășurat activități de preluare a cererilor pentru ajutorul de încălzire, urgentarea lucrărilor la sistemele de încălzire ale unor blocuri sociale, aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în repartizarea locuințelor ANL, acordarea serviciilor de îngrijiri personale la domiciliu persoanelor vârstnice, care nu se pot îngriji singure, acesta fiind gratuit pentru persoanele cu venitul până la 1000 de lei. Am continuat identificarea administratorilor de condominii care nu dețin certificat de calificare profesională, acesta fiind obligatoriu de la 1 ianuarie 2022. Referitor la proiectul din cartierul Gojdu, scopul înființării acestui nou centru de zi pentru persoanele de vârsta a treia este prevenirea marginalizării acestei categorii de populație în respectiva zonă din Deva, locuind mulți pensionari.